Caravana medicală a poposit în județul Teleorman. Sute de oameni au venit pentru a fi consultați chiar la ei în localitate. De când n-ați mai fost la un consult medical? Cam de mult. Ce înseamnă de mult? Vă mai aduceți aminte? Cam de vreun an, noi. Oho, a trecut ceva, mai ales că a fost și pandemie. Da, cu pandemia asta cum de să ne mai ducem. Suntem bătrâni, nu avem posibilitate, așa. Sunt singură și cam greu de dus. Dar acum, iată dar faptul... Da, acum mă bucur foarte mult. Ce vă supără așa în mod general? Ce probleme de sănătate aveți? Tremurând inima, așa voi picioarele. Toate cadrele medicale au participat la eveniment în mod voluntar. Sunt o comunitate foarte bună, sunt oameni foarte ok, cu nevoi, cu probleme de sănătate și ne bucurăm că am venit și putem să-i ajutăm. Majoritatea populației din mediul rural este neglijată terapeutic pentru că nu are acces la servicii medicale, spune președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Din acest motiv, o campanie de evaluare a stării de sănătate anuală este foarte necesară, mai ales în zonele defavorizate din mediul rural. De aceea, în anul 2014, a luat ființă Caravana cu Medici, care își propune să aducă medici către pacienți și nu invers. Am venit astăzi pentru a face ceea ce orice om ar trebui să facă o dată pe an, o evaluare clinică generală, un set de analize, o ecografie, practic o monitorizare anuală a stării de sănătate. Crearea unui cadru legislativ care să reglementeze acest fel de servicii medicale este foarte necesar. În sprijinul acestei inițiative de la Firul Ierbii, pe care domnul Vlad Berbecar, membru cofondator și președinte al NMCS, o derulează și o coordonează de ani de zile, am venit și în Parlament în 2019 cu o inițiativă care practic recunoaște acest gen de intervenție, acest tip de servicii acordate în regim mobil, în clădiri autorizate de Direcția Sanitară de Sănătate. Caravana cu medici organizată în județul Teleorman este prima de după pandemie.